Psihiatrii, nimeni nu vine ca să spună că este fericit, că este sănătos, că este într-o bună stare și am venit să vă comunic acest lucru. Omul când deschide da. Ușa cabinetului, deci de acolo da. Este și prima întrebare pe care eu pun, ce vă supără? Care este supărarea care vă aduce aici? Înseamnă că în psihozele maniaco-depresive, atunci când bolnavul este euforic, când este pe palierul de, maniei, pe versantul, da. Nu vine la cabinet. A, nu, este adus de ceilalți. Adus... Să le spuneți telespectatorilor că există și boli deci psihice există, manifestate este... printr-o fericire revoltătoare. Cum printr-o, se manifestă printr-o mania? Printr-o senzație uriașă, de euforie, de elație, de foarte... O frenezie vitală în care pacientul este gata să facă tot timpul cele mai neașteptate de lucruri pozitive, o dezinhibiție, atât în comportament, o libertate uriașă, în comportament. Așa, da? Bolnavul simte nevoia să cânte, să vorbească versuri, să danseze, are o dezinhibiție. E rău asta. Ei sunt fericiți atunci, este, nu? Este rău pentru că toate barierele sociale se distrug. Toate aceste relații sunt superbe, numai că durează, sunt fără niciun fel de viitor. Așa cum este o trăire totală a prezentului. Omul atunci când are, când este normal, când este considerat normal, își trăiește și trecutul, își trăiește prezentul și viitorul. Depresivul nu se gândește deloc la prezent și viitor. Se uită numai la trecut și vede numai rău. Maniacalul nu este interesat în niciun fel de viitor și nici de trecut. Iar trecut și doar de prezent. De prezent. Trăiește-ți clipa. Este cel care trăiește clipa. Ferice de maniacal, domnule doctor. Ferice de, și îi aduc ceilalți, ziceți? Păi îi aduc familiile, pentru că de atunci... De ce? Nu mai recunosc nici de consumă. Cardurile, cartelele, toate economiile, familiile înstrăinează totul. Totul devine alt... În accese de generozitate sau înstrăinează ca să-și satisfacă plăcerile? Să-și satisfacă orice plăcere, să în accese de generozitate duse dincolo de orice fel de limite. Vor să retrăiască, vor să fie din nou gineri, mirese și așa mai indiferent de vârstă. Era o mare problemă până pentru psihiatria clasică ce să facă cu bolnavul maniacal în timpul acestor ore sau uneori zile, săptămâni. Chiar poate să evolueze până la o lună de zile această stare în care bolnavul zi și noapte cânta, dansa. Era fericit. Era fericit, dar uneori deci devine agresiv. Deci un maxim al acestei stări este agresivitatea. Devine tot mai agresiv. Simte o putere uriașă care se desfântuie și pe care vrea să o exercite. Da, da. Din păcate, la sfârșitul episodului sau atunci când reușim să stăpânim episodul și să revină la dispoziție normală. Spun, vai, ce păcat că mi-ați luat boala. Este un așa caz spun. Foarte... Da. Probabil că e singurul din medicină în care pacientul spune, ce păcat că mi-ați luat boala. Așa, e un episod cât se poate de amuzant că un alt demnitar român până anii 50 era ambasador într-o țară și făcând o vizită conducătorul statului din acel timp, a considerat că este nerespectuos, într-o criză de mania, a considerat că este nerespectuos față de Iosif Visarionovici Stalin, că conducătorul statului nostru nu purta mustăți și atunci i-a desenat mustăți pe portretele din ambasadă, atât lui cât și conducătorului statului în care se afla ca ambasador. În ce țară? Acum a trecut atât timp. În Polonia? Da, da. Și, s-au și cine? Pe vremea lui Gheorghiu Deș? Pe vremea lui Gheorghiu Deș și Romulcaș. Și ambasadorul nostru i-a pus suferea mustăți? De această boală, da. Nimeni nu știa și s-a manifestat primul episod în timp ce el era în misiune de acolo. Nu puteți să ne spuneți cine era? Nu. Pentru că în România există acest... o altă groaznică situație pentru psihiatrie. Psihiatria nu are voie să spună despre personalitățile culturale, nici măcar despre personalitățile culturale, că ar fi suferit de vreun fel de boală
psihică. Ar fi o discuție extraordinar de interesantă despre acei oameni care au suferit. Acest lucru este un crez, este un lucru foarte important pentru orice psihiatru, ca bolnavii noștri să fie destigmatizați, să nu fie un stigmat. Boala psihică, un stigmat. Deci ideea la care țineți, domnule doctor, ar fi asta, că boala psihică nu e o boală specială, că nu e decât o boală ca oricare altă boală. Sigur că da, deci cred că am depășit antichitatea când era considerată o boală dată de zei. Cred că am depășit Evul Mediu, când bolnavii psihici erau arzi pe rug. Cred că am depășit, să spun, perioada Revoluției franceze, când bolnavii psihici erau arătați ca la grădina zoologică în ospicii. Și Pinel, părintele psihiatriei, i-a eliberat, a făcut un mare gest, a spus, s-ar putea ca boala psihică să fie doar o abatere a minții acestor oameni și că ei nu sunt niște animale, și i-a eliberat din lanțuri. Din lanțuri, și oamenii aceia s-au liniștit, nu mai urlau întărătați cu fierul roșu. În România există un enorm handicap, pentru că nu se poate spune niciodată, sau prea puțini oameni au avut curaj să menționeze undeva că o personalitate politică, culturală, artistică a suferit de vală, afecțiune psihică. De afecțiune psihică. Deși acest lucru a fost evident, fie că era un mare poet național, un mare revoluționar, sau eu știu ce pictor sau compozitor. Și vi se pare important. Că e o zonă interzisă? Este o zonă interzisă. Interzisă tacit sau interzisă explicit? Tacit, dar vreau să spun că și explicit. Un mare psihiatru din perioada interbelică a avut nefericita idee, nefericita pentru el, era o idee foarte... De a scrie un studiu despre asta? Un studiu despre care s-a numit Psihanaliza lui Eminescu. Și a pierdut, deși a fost un doctorul Vlad, a fost Constantin Vlad, a fost unul din părinții psihanalizei în România. Și ce și-a pierdut? Slujba. Și-a pierdut slujba. A fost reprimat, scos din armată de către dictatura care era atunci Antonescu. Așa, scos de la doctorat, scos de peste tot. Cartea nu există, deci această carte nu s-a retipărit niciodată. Nimeni n-a avut curaj să retipărească măcar o editură de 2 bani, să retipărească această carte. Pentru că s-a spus, nu, un monument național nu poate. E o impietate. Impietate. Lucru care, sigur că ar trebui să dea foarte mult de gândit, nu scade cu nimic valoarea unui geniu care a fost Eminescu, faptul că a avut o suferință psihică. Probabil că se consideră că e vorba, domnule doctor, de o știrbire a imaginii și de o mutare a accentelor. Cum vă explicați mentalitatea asta din România? Păi este o mentalitate sălbatică și subculturală, deci subcultura face foarte mare rău meserii noastre. Faptul că la noi... Trebuie să vă asumați pe cont propriu o anumită atitudine față de mentalitatea asta. V-ați simțit boicotat vreodată? Sigur că... Nu e un mod pervers al nostru de a ne apropia de marile valori? Să spunem, da, domnule, opera e superbă, dar omul, și să începem să-l coborâm pe om în zona asta a zordidului, a patologicului, a mizeriei umane, domnule doctor. Dar nu are niciun fel... Deci asta vreau să vă spun. Că faptul că un om sau altul are o suferință psihică, nu înseamnă decât că are o suferință ca oricare alta. Ca să nu mai vorbim de riscul imens, ca să vină și interpretări conform cărora opera s-ar datora anormalității. Boala psihică, tulburarea psihică, face să scadă capacitatea creativă. Nimeni nu creează bine atunci când mintea lui este tulburată, pentru că își pierde libertatea interioară. Și pentru că pentru orice artist, pentru orice creator, indiferent cel domeniu științific sau artistic, libertatea interioară este principalul factor de creație. Atunci poate interpretarea cea mai corectă, domnule doctor, ar fi că efortul creației poate e atât de decorator încât îi face mai vulnerabil. Nu, acest lucru nu se poate. De ce s-au îmbolnăvit? S-au funcționat ereditatea? De ce se îmbolnăvesc toți ceilalți? De ce? Care sunt cauzele? Sunt cauze care țin de ereditate, care sunt foarte puține. Puține, statistic vorbind. Statistic în patologie, sunt cauze care țin de ereditate, sunt factori, să spun, de vulnerabilitate, anumite slăbiciuni biologice, etc., care sunt căpătate.
și factori sociobiografici, factori culturali, evenimente de viață care se adună și depășesc capacitatea de adaptare. Deci nu se mai vorbește de un stres, ci de distres, de ceva care face ca omul să nu se mai poată adapta. Puteți să-mi descrieți cea mai înfricoșătoare manifestare a unui bolnav pe care ați văzut-o vreodată în vreun spital? Mi s-a părut o imagine terifiantă să văd un pacient care luni întregi nu a scos o vorbă și se stingea, se devenise un fel de mască de ceară, care datorită unei depresii extraordinar de grave pe care a avut-o, luni de zile, deci vedeam zi, în fiecare zi când veneam la spital, eram student în anul 6 și vedeam cum se pierde de la zi la zi. Luni de zile, nicio vorbă și niciun gest, nici un imobilitate fel de gest, totală? O imobilitate totală și se topea, refuza orice fel de alimentare, era alimentat numai cu sonda, numai cu... Așa și până din ce în ce lucrul ăsta a devenit mai greu, că nu mai avea niciun fel de vas. De deci exemplu, un om poate muri din nefericire, din nefericire, depresie? Nu. Din, dacă nefericirea ia aspectul depresiei, adică dacă capătă acest aspect biochimic, se produce o mutație la nivelul creierului, acolo nu mai există niște substanțe, sau cel puțin asta este. În altă ordine de idei, ați ordonat vreodată punerea unui bolnav în cămașă de forță? Singura cămașă de forță pe care am văzut-o era una păstrată de pe vremea de prin anii 38 sau 40, de către un profesor de-al nostru care avea era foarte interesat de istoria medicinii și ne-a arătat o cămașă de forță. Uite, ca piesă de muzeu. Ca piesă de muzeu. Am văzut tot atâtea cămăși de forță, dar așa câte corăbii ale nebunilor am văzut pe Dâmbovița. Deci nu există cămăși de forță în spitalurile noastre de psihiatrie. Nu există. Acum că ar putea să fie o chestie administrativă. Adică e criză. N-a fost. Da. Deci de când s-au descoperit medicamentele neuroleptice, ele au fost considerate și ca o exagerare, au fost considerate cămăși de forță chimică. Acum, domnule Florin Tudose, vă aflați dumneavoastră în fața unui psihiatru amator. Obsesia fundamentală a vieții dumneavoastră, care a fost? Care este? Ar fi aceea că poate nu m-am mișcat destul de repede. Trebuia mai repede să fac anumiți pași de vedere profesional. Înțeleg că aveți și dumneavoastră frustrările dumneavoastră, ca să zic așa, cu toate că privit din afară, privindu-vă curriculum vitae, sunteți autorul atâtor cărți, sunteți un om născut în 1952, da. Sunteți profesor plin, ca să zic așa, nu? Sunteți un profesor universitar tânăr. Sunt la Facultatea de Psihologie și Sociologie. Profesor plin, șef de catedră. Aveți o mulțime de cărți, membru a numeroase comitete și comisii, asociații profesionale și paraprofesionale, așa că, privit din afară, e un traseu spectaculos. Frustrarea majoră care ar fi? Frustrarea majoră, mi-ar plăcea să lucrez într-un spital al meu. Să fie, sau într-o clinică de psihiatrie și medicină psihosomatică, care să aibă, să spun, maxim 25 de paturi, în care să lucrez cu partenera mea, cu coterapeutul din totdeauna, cu soția mea și cu câțiva medici și psihologi tineri. Nu există o astfel de unitate în România, nu există așa ceva și îmi pare rău că nu am încă resursele materiale sau că nu am găsit încă un acces către resurse materiale să pot arăta acest model de spital de psihiatrie fără bolnav, ca în zbor peste cuiburi de cuci, cu oameni care să vină cu tot curajul și ca la un prieten la psihiatru și nu ca să fie aduși în locul cel mai umilitor, du-te la Balamuc pentru a strata nervii. Rămâne o frustrare, rămâne un vis, poate o fantasmă, nu știu. Pe frontispiciul acelei clinici din Spania scrie: intrați liniștiți, nebunii sunt afară. Dumneavoastră ce ați scrie pe frontispiciu? Intrați.